Salut, eu sunt Rares de la la Examene și vreau să vă urez un bun venit la un videoclip mai special de această dată pentru că astăzi, în cursul zilei de 1 noiembrie la ora 12, Ministerul Educației a publicat modelul de bacalaureat 2025 la matematic, modelul de subiect pentru bacalaureat și este ora 12 și jumătate când eu fac acest videoclip, M am grăbit cât de mult ca să vă arăt rezolvările mele pentru acest model pentru că sigur că acest model vine însoțit și de un barem și poate că este un model mai greu un pic decât ceea ce vedem în general în subiectele de laureat, însă eu vreau să vă prezint niște rezolvări complete, vreau să și înțelegeți ce um, vreau să și înțelegeți explicațiile mele referitoare la fiecare problemă și sper ca după acest videoclip cei dintre voi care sunteți clasa a 12-a să înțelegeți și să fie tot ok pentru voi uh, cu acest model de bacalaureat Fără să pierdem timpul, haideți să și începem modelul pe care vreau să îl rezolvăm. Prima dată în acest videoclip este modelul de la Mate Info M1, bineînțeles. Deci o să scriu aici model mate info. Sigur că în dreapta puteți să și vedeți ceea ce scriu și în stânga este subiectul original, deci nu ar trebui să fie niciun fel de problemă. O să și dau puțin mai mult zoom-in aici. Ok. Prima problemă. La subiectul întâi. Mi se spune în felul următor. Se consideră trei numere complexe. Z1 egal 4 plus i. Z2 egal 2 minus 4i. Să arătăm faptul că I ori Z1 este plus Z2 este egal cu 1. Sigur că I ori Z1 plus Z2 este egal cu, și o să calculăm evident, I ori Z1, dacă înmulțesc pe fiecare termen din Z1 cu I, atunci o să am 4I plus I pătrat plus Z2, înlocuiesc cu termenii lui Z2, 2 minus 4I, bineînțeles. Deci, și odată observ aici că 4I se simplifică, deci 4I cu 4I se va duce, și am i pătrat care este minus 1 plus 2 este egal cu 1, ceea ce evident este o relație adevărată. Ok, problema 2. Se consideră funcția f definită pe r cu valori în r, f de x egal x pătrat minus 3x plus 5. Determinați numerele reale a pentru care punctul a de coordonate a mic 5 aparține graficului funcției. Ok, punctul nostru a de coordonate a mic 5 aparține de grafic dacă coordonatele sale verifică ecuația această a, mă rog, legea de definiția funcției. Deci f de a trebuie să fie egal cu 5. Și asta se întâmplă dacă și numai dacă a pătrat minus 3a plus 5 este evident egal cu 5. Și atunci a pătrat minus 3a trebuie să fie egal cu 0, deci aici uh, dau factor comun în a și am a pe lângă a minus 3 egal cu 0, adică uh, pot să zic că a este egal cu 0 sau... A este egal cu 3. Și acestea sunt cele două soluții pentru care um, punctul meu A aparține de graficul funcției, da? Un punct aparține graficului funcției dacă verifică legea de definiție a funcției, da? Și în cazul nostru, și sigur că ambele sunt numere reale, deci vedeți că spre numere reale A nu, nu este nicio restricție în plus, deci ambele sunt la fel de valide. Ok, problema cu numărul 3 spune în felul următor. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația log în bază 6... Din 7x-5 să fie egal cu log în bază 6 din x plus 1 plus 1 supra log în bază x din 6. Ok, ce putem să facem odată este aici la log în bază x din 6 să facem o schimbare de bază. Deci, vă reamintesc aici log în bază a din b, mă rog, ar trebui să vedeți puțin mai intensificat aici. Deci log în bază A din B este 1 supra log în bază B din A. Da, asta este o regulă știută. Deci aici o pot să inversez baza și am log în bază 6 din 7x minus 5 egal log în bază 6 din x plus 1 plus și aici log 1 supra log în bază x din 6 vine log în bază 6 din x. Sigur că aici log în bază A Log în bază 6 din A plus log în bază 6 din B se poate aduce ca log în bază 6 din A ori B. Deci voi avea log în bază 6 din X plus 1 ori X în același logaritm, adică log în bază 6 din X pătrat plus X. Și acum pot să renunț la logaritm da? pentru că am aceeași cantitate atât în stânga și în dreapta. Um, pot să spun de aici că rezultă că 7x minus 5 este x pătrat plus x. Da? Adică pot să aduc în același uh, membru și am x pătrat plus x minus 7x care este minus 6x uh, minus 5 este egal cu 0. Și această ecuație se poate descompune în uh, x minus 1 pe lângă x minus 5 dacă nu mă înșel. Uh, cred că da, x nu x minus 1 pe lângă x plus 5 ar trebui să fie, dar haideți că, Oh, aici este plus 5, pardon, îmi cer scuze, da, și atunci este x minus 1 pe lângă x minus 5 este egal cu 0, da, e ok, uh, greșisem un semn acolo, dar este ok. Deci rezultă de aici că x egal cu 1 sau x egal cu 5, dar, atenție mare, nu ambele sunt neapărat valide. De ce spun asta? Pentru că noi nu ne-am uitat inițial la restricțiile de, la condițiile de existență a logaritmului. Este ok să nu ne uităm, dar la final, când ajungem la două rezultate, trebuie să verificăm aceste rezultate și aflăm de aici că x egal cu 1 nu este ok pentru că am aici în dreapta log în bază x din 6, deci eu când am log în bază x din 6 asta îmi impune ca x să fie diferit de 1, da, condițiile de existență ale logaritmului o bază nu poate să fie 1 și atunci automat x trebuie să fie diferit de 1, deci soluția mea pentru această problemă, singurul rezultat care convine este x egal cu 5 și atât. Da, foarte mare atenție pentru cei dintre voi care nu sunteți obișnuiți să setați condiții de existență la logaritm în primă instanță. Mare atenție ce soluții oferiți la final, pentru că soluțiile pe care le oferiți la final trebuie să și respecte condițiile de existență ale logaritmului. Sigur că 1 aici, dacă l-aș fi înlocuit, ar fi fost ok, dar log în bază 1 din 6 nu este ok. da. Deci, mare atenție ce, ce înlocuiți și ce soluții oferiți, pentru că s-ar putea să greșiți dacă nu puneți condiții de existență. Eu nu am pus condiții de existență, dar am verificat rezultatele la final și este la fel de ok. Bun. Problema cu numărul 4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie, să fie multiplu impar al lui 9. Ok, prima dată. Deci haideți să să o luăm altfel. Probabilitatea, după cum bine știți, majoritatea dintre voi este cazuri cazuri favorabile supra cazuri posibile. Acum, cazurile mele posibile, cazuri posibile, sunt următoarele. Toate numerele de, din mulțimea numerelor naturale de două cifre, adică 99 este ultimul, 10 este primul și în toate numerele cuprinse între 10 și 99. Nu, toate numerele cuprinse într-un interval AB, știți foarte bine, B minus A plus 1. Deci aici sunt egal cu 90 de cazuri posibile. Atenție, cazuri favorabile, cazuri favorabile sunt următoarele. Cazurile favorabile sunt multiplii impari al lui 9. Deci 9 nu este număr de două cifre, 18 este par, 27 este un număr bun, 36 este par, 45 e bun, 54 este par, 63 este bun, 72 este par, 81 este bun, și 90 deja, 90 deja este par din nou, și 99 mai este bun. Și atunci sunt 1, 2, 3, 4, 5 cazuri favorabile, da? 5 cazuri uh, favorabile, și rezultă că probabilitatea este egală cu 5 pe 90, adică 1 pe 18. Și asta este răspunsul final. Da? Foarte mare atenție să tratați doar cazuri favorabile și cazuri posibile. Este foarte simplu. Trebuie doar să fiți atenți la ce tratați acolo. Bun. La problema cu numărul 5, problema de geometrie analitică. Spune în felul următor. În reperul cartezian XY se consideră punctele A de coordonate 2,0, B de coordonate 2, 4 și C de coordonate 5 A mic, unde amic este un număr real. Determinați numărul real A, o să și scriu aici că este real, știm că dreptele OB și AC sunt paralele. Bun, OB paralel cu AC. Ce înseamnă că sunt paralele? Pantele lor sunt egale, foarte important. Panta lui AC este cât panta lui OB. Panta lui AC, este yc minus ya supra xc minus xa, adică yc este chiar a mic minus ya este 0, supra xc este 5 minus xa este 2. Deci vine a supra 3. Panta lui OB, în schimb, asta ar trebui să fie chiar cunoscută, este YB minus YO supra XB minus XO y uh, YB este 4, YO este 0 pentru că O este originea sistemului, dar se spune că este reperul XOY. y. Uh, XB este 2, deci înseamnă că panta lui OB este 2. Și de aici mi-e îmi rezultă că AP3 este egal cu 2, deci A este egal cu 6 și asta este soluția. Iarăși, o problemă foarte simplă, deci dacă știți formulele, trebuie să știți două chestii aici foarte importante. Faptul că două drepte sunt paralele când au pantele egale, ceea ce na, e destul de logic. Și a doua chestie pe care trebuie să știți este că cum se calculează panta unei drepte determinate de două puncte. Și chestiile astea sunt chestii elementare de geometrie analitică. Ok, problema cu numărul 6. Se consideră triunghiul ABC, cu AB egal cu 6, BC egal cu 10 și cos de B egal 4 pe 5. Arătați că aria triunghiului ABC este egală cu 18. Deci trebuie să calculăm aria triunghiului ABC. Ok, cum putem să calculăm aria triunghiului ABC? Păi Odată am AB, am BC și am cos de B. Deci eu am două laturi și am cosinusul unghiului dintre cele două laturi. Pe mine nu prea mă ajută cosinusul, ci m-ar ajuta mai degrabă sinusul să-l calculez, pentru că um, um, am formulă, da? unghiul cuprins între două laturi. Dacă am două laturi AB și unghiul cuprins dintre ele, am uh, A ori B ori uh, sinusul unghiului, supra 2 este area triunghiului. Și atunci m-ar ajuta să aflu sinusul. Cum aflu sinusul? Din teorema fundamentală a trigonometriei, bineînțeles. Deci, odată am sin pătrat de b plus cos pătrat de b egal cu 1. Asta este teorema fundamentală a trigonometriei. Cos pătrat de b este 4 pe 5, da? Deci, cos pătrat de... Uh, nu, cos de b este 4 pe 5. Cos pătrat de b este 16 pe 25, da? Deci, îmi rezultă de aici că sin pătrat de b este 1 minus 16 pe 25, adică este 25 minus 16 este 9, 9 pe 25. Deci rezultă de aici că sin de B este fie 3 pe 5 sau este minus 3 pe 5. Și acum vă întreb pe voi, poate să fie minus 3 pe 5 sinusul acestui unghi? Bineînțeles că nu, pentru că este un unghi cuprins într-un... Uh, triunghi, da, dacă sinusul ar fi uh, negativ, înseamnă că area triunghiului ar fi negativă și atunci sigur că nu este ok, deci această variantă nu este posibilă, rezultă de aici că sinus de B este 3 pe 5 da? sinus este 3 pe 5 deci unghiul meu, orice unghi dintr-un triunghi uh, fie el optuzunghi X sau nu este cuprins acolo între 0 pi și sigur că sinusul uh, nu este uh, sinusul nu este uh, Negativ pe 0 pi dacă cunoaștem cercul trigonometric, e foarte simplu să ne orientăm. Sinusul este negativ pe minus pi 2 da? Da, pi. Pe pi 2 pi, pardon, nu minus pi 2 pi, pe pi 2 pi, sinusul este negativ, dar pe 0 pi sinus este pozitiv și atunci clar că nu avem cum să fie. Sinus de B este 3 pe 5, deci rezultă de aici că area triunghiului ABC este egală cu AB ori BC ori sinus de B, totul împărțit la 2. Și atunci AB ori BC este 6 ori 10 ori 3 pe 5, tot împărțit la 2. Și este egal cu 3 ori 10 ori 3 pe 5. Am simplificat acel 2 de acolo și este egal cu acest 5, cu acest 10 se pot duce, um, rămâne, 2, deci rămâne 9 ori 2, 18 și este exact răspunsul dat pentru, uh, este exact ceea ce ni s-a cerut, da, am ajuns exact la uh, rezultatul care ni s-a cerut. Ok, asta ar fi legat de uh, subiectul întâi. Nu au fost probleme foarte grele, niște probleme foarte abordabile și foarte, foarte ok. Haideți să trecem împreună la subiectul al doilea subiectul 2, practic algebra da? subiectul 2 la prima problemă se consideră matricea I3 care este oricum cunoscută de toată lumea matricea A 001 minus 1, 0, 0 0, minus 1, 0 și matricea B de X egal 1, X, 0 0, 1, X minus X, 0, 1 unde evident X este real. Amic. Arătați că DDA este 1. Păi DDA normal că este determinant din 0, 0, 1, minus 1, 0, 0, 0, minus 1, 0 și acest determinant se calculează în felul următor. Eu îl fac cu regula triunghiului, puteți să-l faceți și cu regula lui Salus, este la fel de ok. 0 de pe diagonala principală plus 1 din acest triunghi plus 0, minus 0, uh, pardon aici plus 0, minus 0, minus 0, minus 0, minus 0 din celelalte două triunghiuri, deci este egal cu 1 și normal este rezultatul care ni s-a cerut. La B, arătați că A minus B de X ori A este X ori I3, unde pentru oricare ar fi X real, sigur că aici B de X ori A se calculează prima dată, deci B de X ori A vine 1, X 0, 0, 1, x, minus x, 0, 1, ori, și aul meu este 0, 0, 1, minus 1, 0, 0, 0, minus 1, 0, și efectuăm înmulțirea, da, sigur, deci vine uh, 0, minus x, 0, deci aici este minus x, 0, 0, 0, um, 1, 0, 0, deci este 1, 0, minus 1, 0, minus 1, 0, 0, minus x și aici vine 0, 0, 0. Minus x ori 0 e 0, 0 ori 0, 0, 0, 0, 0 și ultima vine minus x, 0, 0, minus x. Ok. În total, acest, această matrice scăzută din A vine în felul următor... A-ul meu este cunoscut 0, 0, 1, minus 1, 0, 0 și 0, minus 1, 0, minus această matrice frumoasă pe care eu am obținut-o deja, minus x, 0, 1, minus 1, minus x, 0, 0, 0, minus x. Ok, și atunci avem următorul rezultat aici. Odată 0 minus minus x vine x, 0 minus 0 e 0, 1 minus 1 0, 1 minus minus 1 0, 0 minus minus x x, 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, 1 minus 1, um, de fapt nu, aici este, aici este 0, cred că, nu, nu, aici este 1, minus 1 minus, aici este minus 1 rezultatul 1 0, o să șterg am efectuat eu greșit asta. Minus 1 plus 1 este 0 și 0 minus minus x este x. Da, aici este minus 1 pentru că în... Cred că, da, am greșit eu în înmulțire, e uh, 0, 0, bun, ori minus 1, perfect, deci este minus 1 și aici este x ori i3, Sigur că îl scot afară pe x și mi rămâne 100010001x 0, 0, 0, 0, 0, ori i 3 ori care ar fi x uh, din mulțimea numerelor reale, da? Deci pur și simplu se efectuează două înmulțiri, mai atenție la înmulțire, dar se, se poate greși destul de ușor dacă uh, ne grăbim să facem înmulțirea, deci mai atenție, da? Bun. Ok, și trecem și la punctul C care cred că ar trebui să fie cel mai greu, pentru fiecare număr real x se consideră matricea C de x astfel încât A ori C de X să fie B de X. Arătați că C de X minus C de Y este Y minus X ori A pentru orice numere reale X și Y. Ok, Poi ca să determinăm uh, matricea noastră C de X, va trebui să rezolvăm această ecuație minunată de aici. Deci A ori C de X, pardon, A ori C de X trebuie să fie B de X. Bun. Eu am calculat DDA la început și v-am spus că este 1. Deci este diferit de 0. Asta înseamnă că A este inversabilă. Da? Inversabilă. Adică are inversă. Teorema din clasa 11 care spune că o matrice este inversabilă dacă determinantul ei este diferit de 0. Da? A este inversabilă aici. Rezultă în ecuația noastră A orice de x egal cu b de x, că aș putea mulți la stânga cu a la minus 1. Da? O să fac acest artificiu și aici o să vă trec a la minus 1 și asta înseamnă că c de x îmi rămâne a la minus 1 ori b de x. Da? Bun, trebuie să calculăm a la minus 1 pentru că altfel nu avem cum să îl determinăm pe c de x. Deci cum calculăm A la minus 1 dacă vă aduceți aminte? A la minus 1 este 1 pe det de A ori A steluță, matricea adjunctă. Bun. Prima dată avem descris A transpus. A transpus este așa. 0, 0, 1, minus 1, 0, 0, 0, minus 1, 0. Bun. A... Adjunct sau asteluță va fi odată A11, A12, A13. A21, A22, A23, A31, A32 și A33. Ok, cum facem aici? Vă readuc aminte procedeul, deci A11, de exemplu, este minus 1 la puterea 1 plus 1 ori minorul care rămâne din eliminarea liniei și coloanei din care A11 face parte, adică va fi coloana 001 și linia 0 minus 1, 0, astea se elimină și rămân cu 0 minus 1, 0, 0, da, pardon, aici este determinant, minus 1 la puterea 1 plus 1 este 1, deci se renunță la el, și atunci aici vine 0, minus 0, rămân cu 0. A11 este 0. A12 este minus 1 la puterea 1 plus 2 ori, minorul care rămâne din eliminarea primei linii și celei de-a doua coloane. Deci rămân cu 0, 1, minus 1, 0. Așa ar trebui să rămână. Și atunci aici rămân cu minus 1 ori. 0 minus minus 1, adică 0 ori 1, deci este minus 1, A1, 2. Ok, A1, 3 este minus 1 la puterea 1 plus 3 ori ceea ce rămâne când elimini linia și coloana din care face parte, deci A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2, adică 0, 0, 1, 0, asta va rămâne, 0, 0, 1, 0 și evident asta este 0, deci A1, 3 este și el 0. A21 trecem la linia a doua este minus 1 la puterea 1 plus 2 ori și acum A21 trebuie să vedem să fie eliminat linia și coloana din care el face parte deci rămân minus 1 0 0 0 aici și minus 1 0 0 0 și normal că este 0 din nou pentru că acest determinant este 0 A22 este minus 1 pardon minus 1 la puterea 2 plus 2 ori, minorul care rămâne din eliminarea liniei și coloanei sale. Deci aici rămâne 0, 0, 1, 0. Din nou va fi 0. 1, 0, Deci din nou ă, și acesta va fi 0. A2, 3 este minus 1 la puterea 2 plus 3 ori. Și acum trebuie să vedem ce rămâne aici. Deci rămâne 0, minus 1, 1, 0. 0, minus 1, 1, 0. Deci rămâne minus 1 ori 0, minus, minus 1. Deci rămâne uh, 1 aici, rămâne minus 1, a 2, 3. Ok, a 3, 1 este minus 1 la puterea 1 plus 3 ori a 3, 1 rămâne din eliminare minus 1, 0, 0, minus 1 minus 1, 0, 0, minus 1. Adică aici rămâne 1 ori și acesta este 1 minus 0. Deci rămâne 1. A3, 2. Minus 1 la puterea 3 plus 2 ori. Minorul care rămâne din eliminarea liniei și coloanei sale. Uh, pardon, am dus prea mult. Ok, 0, 0, 0, 0 minus 1. 0. 0, 0, minus 1. Deci, evident, este 0. Și A33 este minus 1 la puterea 3 plus 3 ori minorul care rămâne din eliminarea linii și coloanei sale. 0, minus 1, 0, 0. 0, minus 1, 0, 0. Egal cu 0. Deci rezultă de aici că A, matrice adjunctă, este odată A1, 1, deci e 0 minus 1, 0. Stați să și apuc să scriu. 0 minus 1, 0. După aia cu 2 în față. 0, 0 minus 1. 0, 0, 0 aici. Minus 1. Și cu 3 în față. 1, 0, 0. Care este și egal cu A la minus 1. Pentru că 1 pe det de a ăsta de la început, de aici, 1 pe det de a tot unul, de de a este 1. Da? Am demonstrat la punctul amic. Deci acesta este a la minus 1. Atunci eu am o dată, vă reamintesc de la început, că c de x este a la minus 1 ori b de x. Da? Deci c de x este a la minus 1 ori b de x. Adică, dacă și numai dacă, c de x este egal cu a la minus 1 l-am, este 0, minus 1, 0, 0, 0, minus 1, 1, 0, 0, ori B de X, care B de X e dat în problemă. 1, X, 0, 0, 1, X, minus X, 0, 1. Și este egal cu, haideți să facem mulțirea. Um, odată vine 0, 0, 0, 0 pe prima linie. 0, 0, nu, 0 aici după aceea vine uh, prima linie din cdx ori coloana a doua 0 minus 1 0 deci vine minus 1 aici și după aceea vine 0 minus x 0 deci rămân cu minus x aici ok a doua linie din cdx cu prima coloană 0 0 x rămâne așa uh, după aceea 0 0 0 e 0 și cea de a treia coloană 0, 0, minus 1. Da, minus 1. Cea de a treia linie, 1 cu 0 cu 0 rămâne 1, x cu 0 cu 0 este x și 0 cu 0 cu 0 este 0. Deci asta e matricea C x. Ok, am aflat-o până la urmă. Deci rezultă de aici că asta e C CD... de... Pardon, asta e cdx și atunci ca să continui cu explicația trebuie să arăt că cdx minus cdy este y minus x ori a păi cdx minus cdy este egal cu odată cdx e asta de sus 0 minus 1 minus x x 0 minus 1 1 x 0 minus și C de Y e exact aceeași matrice numai cu Y în loc de X. Da? Deci Y 0 minus 1, 1 Y 0. Și efectuând scăderea vine 0, minus 1 minus minus 1 este uh, 0 de asemenea, minus X minus minus Y este minus X plus Y. X minus Y 0 minus 1 minus minus 1 este tot 0 și aici 1 minus 1 este 0, x minus y, pardon, x minus y și 0. Ok. Bun. Și atunci de aici eu ce pot să văd? Că am uh, matricea mea A este sus aici 1, deci ar trebui să scot factor minus x plus y, adică y minus x și rămân aici cu 1, aici rămân cu minus 1 și aici rămân tot cu minus 1 și este fix ce am în matricea A. Deci este y minus x ori A. Oricare ar fi x și y reale. Deci am demonstrat ceea ce ni s-a cerut și la punctul C. Singura chestie aici era să demonstrăm acea inversă. Da? Calculul inversei care, vă reamintesc, nu este greu, trebuie doar să știți formulele. Problema cu numărul 2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x compus cu y egal opa, x pătrat y plus x y la pătrat plus x plus y. La punctul amic, arătați că 1 compus cu 3 este 16. 1 compus cu 3 în loc de x pun 1 și în loc de y pun 3. Deci vine 1 ori 3 plus 1 ori 3 la 2 plus 1 plus 3. Da? Și aici rămân cu 3 plus 9 plus 3 plus 1, adică 16. Vine 9 plus 1 10 și cu 6 16. La punctul B ni se spune în felul următor. <coughs> Determinați numerele reale nenule x pentru care x compus cu 2 pe x este 9x x compus cu 2 pe x, 2 pe x, pardon, nu 2x. Cu 2 pe x este conform legii mele de compoziție, x pătrat ori 2 pe x plus x ori 4 pe x pătrat plus x plus x plus 2 pe x. Și este egal cu x pătrat ori 2 pe x vine 2x plus 4 pe x plus x plus 2 pe x. Și o să aduc la numitor comun x, bineînțeles, și rămân cu 2x la pătrat plus 4 plus x la pătrat plus 2, totul supra x. Și rămân cu 3x pătrat plus 6 pe x. Da? Bun. Eu trebuie să determin toate numerele, numerele reale uh, x pentru care 3x pătrat plus 6 pe x este egal cu 9x. Deci, uh, pardon, 3x pătrat plus 6 supra x să fie egal cu 9x. No, eu pot să înmulțesc cu x aici, că este diferit de 0, da? pentru că mi se spune clar că numerele sunt nenule. Și atunci obțin că 9x pătrat este 3x pătrat plus 6. No, trec în partea stângă 3x pătrat, sig sigur că da, și obțin că x pătrat este 1. Da? Pentru că vine 6x pătrat egal cu 6 și atunci îmi și cu un 6 și x pătrat e 1, deci x este egal cu plus minus 1, care sunt ok, convin, sunt reale, nenule, totul în regulă. Bun. Asta este și cu punctul B și legat de punctul C, care ne spune următoarea chestie, determinați perechile MN de numere întregi, deci aparținând lui Z or Z, așa, cu M mai mic sau egal decât N, așa, m mai mic egal decât n, pentru care m compus cu n să fie egal cu 1. Păi, m compus cu n, odată vine, haideți să aducem un produs de paranteze aici, cel mai simplu, vine m ori n, m pătrat ori n, pardon, plus m ori n pătrat plus m plus n, da? Bun. Asta aici, dacă dau factor comun MN, vine M plus N, perfect, plus M plus N. M plus N acum factor comun și vine M plus N pe lângă MN plus 1. Bun, ăsta trebuie să fie egal cu 1. Acum, noi suntem pe mulțimea numerelor întregi. Da? Deci, care sunt posibilitățile ca aceste două ecuații să se întâmple fie m plus n um, trebuie, să fie egal, trebuie să fie egal cu 1 și mn plus 1 să fie egal cu 1 sau m plus n să fie minus 1 și m ori n plus 1 să fie tot minus 1 pentru că suntem pe z. Da? Deci cazul întâi îmi spune așa m plus n e 1 și m ori n plus 1 este tot 1 adică m plus n e 1 și m ori n este 0, deci asta înseamnă că unul dintre ele este 0, să spunem că m, și asta îmi dă în continuare că m egal cu 0 și n egal cu 1, ceea ce e ok, pentru că m e mai mic sau egal decât n, da, țineți minte, chestia asta din ipoteză. Unul dintre ele trebuie să fie 0, ca produs să fie 0, suma lor trebuie să fie 1. Cazul al doilea, în schimb, îmi spune așa, m plus n să fie minus 1 și M ori N plus 1 să fie tot minus 1, adică de aici, M plus N să fie. Pardon, M plus. Ok. M plus N trebuie să fie minus 1, nu cred că pot eu să fac o setare. Nu pot. Ok. M plus N să fie minus 1. și sigur că de aici din M plus N egal minus 1 o să-l scot pe unul dintre ele și M ori N să fie egal cu minus 2. Da? Ok, de aici ce pot să spun este că um, odată de acolo de sus rezultă că M este minus 1 minus N. Da? Și jos am că M pe lângă, mă rog, nu, N pe lângă minus 1 minus n să fie minus 2 da? acolo ecuația a doua o să o desfac și o să vină minus n minus n pătrat plus 2 egal cu 0 delta pentru această ecuație este b pătrat care este 1 minus 4 ori 2 ori minus 1 adică 1 minus 4 ac vine 1 plus 8 care este 9 deci rezultă că n 1 2 n 1 este mi, minus B care este 1 plus minus 3 pe minus 2. Adică, odată îmi vine uh, 1, 1 plus 3, 4 pe minus 2, îmi vine minus 2 și, uh, pardon, N1 îmi vine minus 2. N2 îmi vine uh, 1 minus 3, minus 4 pe minus 2 îmi dă 2. Ok, cred că da, cred că ambele verifică uh, ecuația, nu? Minus 2 plus 2, nu. E egal cu 2, nu verifică ecuația. B pătrat este 1 minus 4AC, este 9. Minus 4, minus 6 plus 2. 1 minus 3 minus... Oh, 1 minus 3 e minus 2, pe minus 2 este 1, pardon, nu este 2. E 1. Dar ne am tratat deja acest caz cu 1. Deci acest caz cu n egal cu 1 a fost tratat deja. n1 e minus 2. Asta mai obțin o dată. n1 fiind minus 2, obțin după aceea că um, m ar trebui să fie minus 1 plus 2. Adică ar trebui să fie 1, da? doar că perechea mea finală nu va fi um, 1 minus 2 pentru că n trebuie să fie mai mic egal cu m, da? n aici, n trebuie să fie mai, uh, mai mare egal decât m, pardon. Și atunci, dacă n-ul meu este mai mare egal decât m, eu o să dau soluția ca fiind primul cel mai mic, adică minus 2, și al doilea cel mai mare dintre ele, adică, ups, adică 1 va fi al doilea, da? Minus 2, 1. Și asta este a doua pereche. Prima pereche este 0, 1 de aici. Deci rezultă că perechile sunt, odată, mulțimea mea de soluții este 0, 1, după cum am obținut la primul caz, 0, 1, și... Minus 2, 1. Da, aici mai atenție la calcule. Da, vedeți că și eu am, era să o gafez puțin la calcule, dar este ok. Deci trebuie să ne redresăm din calcule tot timpul, să fim atenți, foarte, foarte important să fim atenți la calcule. Ok, din păcate am fost nevoie să schimb tabla pentru că tabla cealaltă ce da și am fost nevoie să schimb tabla pe care scriem, dar nu este nicio problemă. Continuăm cu subiectul al treilea, tot de aici din model. Subiectul al treilea spune în felul următor. Se consideră funcția f definită pe 0 plus infinit cu valori în R, f de x egală cu ln din x supra x la 3. -a. La punctul A ni se cere să arătăm că f derivat de x este egal cu ceva. Noi o să calculăm derivata, da? O să fie ln din x pe x la 3 -a derivat. Și anume, va fi ln din x derivat ori x la 3 -a minus ln din x ori x la 3 -a derivat totul supra 3x pătrat pentru că x, x, la 3 derivat este 3x pătrat. Și aici o să avem odată 1 pe x ori x la 3 minus ln din x ori 3x la 2 supra 3x la 2 da? egal cu x la 3 cu x acesta se reduce și aici rămâne 2 și rămân cu x pătrat minus ln din x ori 3x pătrat supra 3x pătrat. Da? Bun. Ok. Ce putem să facem aici este în felul următor. Oh, pardon, jos nu este 3x pătrat. Este x la 6. Pentru că vine uh, supra g pătrat. Da? x la 6. -a. Acum am dat seama și de greșeală. Sus este x la 6 pentru că formula f supra g derivat este f derivator g minus f ori g derivat supra G pătrat. X la 6. Bun, perfect. Și ei vor să aducem la forma 1 minus 3 luni din X pe X la 4, deci dăm factor comun în X pătrat și vine 1 minus 3 luni din X pe X la 6, care ăsta se reduce cu ăsta și rămâne 4, 1 minus 3 luni din X pe X la 4, oricare ar fi X din 0 infinit. Da. Bun. Punctul B. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre plus infinit la graficul funcției f. Ecuația asimptotei orizontale, după cum bine știm, este limită când x tinde la infinit din f de x. Adică limită când x tinde la infinit din lânul din x. Pe x la 3. Când x tinde la infinit, din x tinde la infinit, x la 3 tinde la infinit, deci este o situație de egalitate infinit pe infinit și aplicăm l'opital. Și obținem limită când x tinde la infinit din 1 pe x supra 3x pătrat. Deci obțin, aici rămâne limită când x tinde la infinit din 1 pe 3x la 3 -a clar este 0 pentru că, na, în momentul în care tinde la, avem 1 pe infinit și atunci 1 pe infinit sigur că se simplifică la 0 și atunci rezultă de aici că dreapta noastră de ecuație Y egal cu 0 asimptotă orizontală la plus infinit. Și asta este tot, da? Legat de asimptota orizontală, nimic greu. La punctul C. Determinați mulțimea numerelor reale M pentru care ecuația noastră f de x egal cu m are cel puțin o soluție. Ok. Um, ce trebuie să ne aducem aminte? Cerințele de acest gen, dacă ați mai urmărit videoclipurile de pe canalul Zice la Examene, știți că eu am mai abordat această temă de foarte multe ori pentru că v-am și spus, mi se pare una dintre cele mai grele cerințe, nu ne adică nu neapărat cea mai grea, dar una dintre cele mai comune cerințe la subiectul 3.1c. Și anume șirul lui rol, șirul semnelor lui rol, da? Șirul semnelor lui rol care, pe care l-am întâlnit de atât de multe ori și îl știm atât de bine. Sigur că am făcut mai multe tutoriale legat de cum cum să facem și semnelor lui Roll, dar dacă nu vă mai aduceți aminte, puteți să urmăriți aici rezolvarea mea și o să înțelegeți de ce. Deci, fie, primul pas este să luăm o funcție G, fie G definită pe 0 infinit cu valori în R, G de X egal F de X minus M, da? Asta este și funcția pe care o să o folosesc pentru șirul semnelor lui Roll. Observ că g derivat de x, este fix cât f derivat de x, pentru că la derivare m e constantă și atunci se simplifică. Și ce obțin de aici? g derivat de x este fix 1 minus 3 ln din x supra x la 4. Oricare ar fi x din 0 infinit. Și atunci ce fac? Egalez g derivat de x cu 0 ca să-i văd intervalele de monotonie și obțin un felul următor dacă și numai dacă, 1 minus 3 ln din x este 0. Fără supra x la 4 pentru că el nu are nicio legătură cu 0-ul meu de care am nevoie în derivată. Da, derivata va veni întotdeauna de la numărător. El numitorul nu are treabă. Deci rezultă de aici că ln din x este egal cu 1 pe 3, corect? Da, se minus 1 pe 3. Se trece 1-ul în, unul în dreapta cu semn schimbat și apoi, de fapt nu, cred că totuși 1 pe 3 e, e rezultatul Da, pentru că am minus 3 lână din x aici deci lână din x este 1 pe 3 rezultă că x este e la 1 pe 3 da? funcționează, exact cum funcționează logaritm adică log în baza e din x este 1 pe 3 înseamnă că e la 1 pe 3 este x deci x este radical de ordinul 3 din e bun ăsta e primul pas pe care l-am făcut deja să aflăm um, punctul de punctul de extrem. Al doilea pas e să facem tabelul de variație. Da? G, prima dată îl punem pe X, X, G derivat de X și G de X. X-ul meu pornește de la 0 și se duce până la plus infinit. Undeva pe aici, prin tabel, este și radical de ordinul 3 din E, în care derivata se anulează radical de ordinul 3 din e vine radical de ordinul 3 din 271. Deci undeva mult cred că un pic mai sus decât 1 totuși, un pic mai sus decât 1. Deci dacă luăm pe 1 în derivată, 3 ln din 1 vine 3 ln din 0 și 1 pe 1 vine 1. Deci în stânga ar fi pozitivă derivata. În dreapta ar fi negativă dacă le iau pe 5 sau pe E, de exemplu, 3 ln din E e 3, 1 minus 3 e minus 2, deci în stânga, derivat, în, dreapta, în partea dreaptă va fi negativă aici și în stânga va fi pozitivă. Cum mi-am dat seama, pur și simplu am luat niște valori. Da? Deci înseamnă că funcția mea G crește pe 0 radical de ordinul 3 din E și scade pe radical de ordinul 3 din E plus infinit. Și tot aici, în acest tabel, o să mai adaug un rând, pe care de care o să ne folosim imediat. O să scriu un rol aici. Bun. Am un fel următor. Haideți să facem haideți să facem punctele. F, nu F, G, scuze. G de radical de ordinul 3 din E este următorul. Vine um, ln din E la 1/3 supra uh, E la 1/3 totul la 3. Deci aici vine 1 pe 3 supra e la 1. Deci 1 pe 3 e este punctul nostru aici. 1 pe 3 e, care este pozitiv, normal. După care, limită când x tinde la 0x mai mare ca 0. Atenție, trebuie să respectăm domeniul din g de din Numai că eu aici am uitat o chestie foarte importantă, să scad m-ul. Deci este ăsta minus m pentru că ne referim la funcția g. Deci este 1 pe 3 e minus m. 1 pe 3 e minus m. Da, foarte mare atenție, lucrăm cu funcția g. Limita când x tinde la 0, x mai mare ca 0 din g de x este următoarea. Limita când x tinde la 0, x mai mare ca 0 din L nu din x pe x la 3 a minus m. Și am stabilit împreună și de comun acord că această limită din lână din x pe x la 3 este 0. Ați, ați văzut cum am aplicat lupital. Și atunci aici mi am -mi rămâne minus m rezultatul. Pentru că normal este... Um, sigur că uh, este 0 limita aia și minus m rămâne minus m. Și limita când x tinde la infinit, de această dată, din g de x... Vine limita când x tinde la infinit din luni din x pe x la a treia minus m. Ok. Um, de fapt nu, pardon, aceasta este minus m limita. Uh, limita de la 0 nu am calculat, o să o calculăm și pe aceea. Bine că mi-am dat seama Uh, ln din x pe x la 3, aceasta este minus m rezultatul pentru că am calculat-o mai devreme, dar limita la 0 nu am calculat-o și o să o calculăm acum împreună. Deci limita la infinit am calculat-o deja la asimptotă. Limita când x tinde, limita când x la 0, x mai mare ca 0 din g de x. ce înseamnă asta? Înseamnă că am o dată limită când x tinde la 0, x mai mare ca 0, din um, ln din, din x pe x la 3 minus m. Ok, în limita limită când x tinde la 0, x mai mare decât 0, din ln din x pe x la 3 minus m, această fracție, ln din x, la 3, din x pe x la 3, ar tinde cumva minus infinit spre 0. Deci aș putea cumva să o aduc la ln din x pe 1 pe x la 3 și să aplic l'opital de mai multe ori, doar că deci, rezultatul va fi același, doar că întotdeauna când aveți minus infinit pe 0, rezultatul va fi minus infinit este cumva logic pentru că se aplică l'opital succesiv și atunci se aduce la o egalitate de genul infinit, la o situație de infinit pe infinit, dar se aplică l'opital și rezultatul va fi același. Deci aici putem să spunem direct că este minus infinit pentru că este ok și avem un fel următor. Aici funcția mea pleacă din minus infinit, se duce până la 1 pe 3 e minus m și apoi coboară până la minus m. Da? Bun. Funcția mea g este continuă, normal, pentru că și g este continuă și mi se spune așa, determinați mulțimea numerelor reale m pentru care ecuația aceasta are cel puțin o soluție. Și semnelor lui Rol ce spune? Că pe un interval, între două semne care se schimbă, adică între plus, minus, minus, plus, funcția, ecuația f de x egal cu 0 are cel puțin o soluție. Asta îi spune șirul semnelor lui Rol. Da? Deci eu am nevoie aici odată primul semn e minus. Sigur, primul semn e minus. Și atunci eu am nevoie, odată, ca să am cel puțin o soluție, fie să am aici minus și aici plus, ceea ce ar însemna odată că m este mai mic decât 0. Am... Deci, odată pot să am aici plus și aici minus și deja voi avea două soluții, sau pot avea odată aici. Minus și aici plus. Asta aș putea să mai am. Astfel încât pe mine mă interesează să se schimbe, mă interesează să se schimbe semnul acesta, da? să existe cel puțin o soluție. Dacă există cel puțin o soluție, odată în cazul în care, deci prima primul semn este minus clar, al doilea dacă este plus. Poate să fie și al treilea tot plus sau poate să fie minus plus, deci una dintre astea două variante. Odată primul caz ar fi, prima situație, 1, ar fi uh, situația în care 1 pe 3 e minus m, minus m să fie mai mare decât 0 și minus m să fie mai mic decât 0, caz în care aici se întâmplă uh, 1 pe 3 e mai mare decât m, și M aici mai mare decât 0. Da, mai mare decât 0. Deci rezultă de aici că M aparține de 0, 1 pe 3. Uh, da, 0, 1 pe 3. Uh, intervale deschise. Pe 3E, pardon. 1 pe 3E. Ok. Ăsta ar fi primul caz. Cazul în care sunt două soluții. Uh, după aceea, un alt caz ar putea să mai fie 1 pe 3E minus M. 1 pe 3 e minus m să fie mai mic decât 0, de asemenea, și minus m să fie mai mare decât 0, deci tot există o variație de semn acolo, caz în care aici obțin m mai mare decât 1 pe 3 și mai jos obțin m mai mic decât 0, în acest caz nu am nicio soluție, pentru că nu. Deci, m mai mare decât 1 pe 3, m mai mic decât 0 se contrazic una pe alta. Deci, cumva nu obțin nicio soluție. Și mai am posibilitatea în care ambele sunt pozitive. Adică și aceasta este pozitivă, și aceasta este pozitivă. Tot are loc o schimbare de semn. Și atunci, uh, pot să zic în felul următor: 1 pe 3 e minus m. 3. 1 pe 3 e minus M să fie mai mare decât 0 și M să fie mai mic decât 0 M să fie da, mai mic decât 0 și atunci aici obțin odată că 1 pe 3 E este mai mare decât M și că M poate să fie mai mic decât 0 M trebuie să fie mai mic decât decât 0 nu, 1 pe 3, pardon, aici pot, pot să fie același semn 1 pe 3 e mai mic decât mai mic egal chiar decât 0. Și asta, asta ar fi valabilă pentru toate ca să fie semnul valabil. Ok. Caz în care aici obțin că M este în intervalul uh, minus infinit, minus infinit 0. Asta obțin aici. Și în ambele, ambele cazuri sunt bune, deci și cazul 1 și cazul 2 sunt la fel de bune, pentru că semnele uh, alternează, deci este ok. Ambele cazuri sunt la fel de bune, deci pot să le reunesc, da? pentru că odată pe primul caz am două soluții, pe al treilea caz am o singură soluție, se schimbă semnul o singură dată. Deci 1 reunit cu 2 îmi dă în felul următor: îmi dă minus infinit 0 reunit cu 0, 1 pe 3e. Deci aici obțin că m aparține de minus infinit 1 pe 3e. Sigur că redactarea implică mult mai mult de atât, adică din, din, acest tabel trebuie să rezulte că f în baza faptului că g este continuă, da? deci rezultă din baza faptului că g este continuă, că g este crescătoare pe 0 radical din 3e. G este descrescătoare pe radical din ordinul 3 din E infinit, da? Trebuie să rezulte mult mai multe chestii din tabel. Doar că eu aici am nevoie strict de um, intervalul acesta în care ecuația are cel puțin o soluție și ecuație pe care o scoatem din șirul semnelor lui Rol. Da? O să și scriu aici șirul lui Rol plus G continuă. Da? Mare atenție. Șirul semnelor lui Rol. Mai găsiți rezolvări pe, pe 10 la examene cu șirul semnelor lui rol făcute de mine și ar trebui să fie ok, adică ar trebui să vă ajute să, să, vă ajute să înțelegeți ce face șirul semnelor lui rol, practic între două semne care diferă, da? deci între minus, plus, minus, plus, eu am o soluție a ecuației f de x egal cu 0. Se face la final de clasa 11, sper că îl mai țineți minte, dar este un, uh, un șir foarte important care ne ajută foarte mult să rezolvăm astfel de probleme. Ok. La problema cu numărul 2 de aici. F definită pe R cu valori în R. F de X egal la X plus X pătrat minus 1. Amic, arătați că integrală de la 1 la 4 din F de X minus la X de X este egal cu 18. Păi, integrală de la 1 la 4 din f de x, adică e la x plus x pătrat minus 1 minus e la x de x este egal cu, sigur că e la x se duce, integrală de la 1 la 4 din x pătrat minus 1 de x, adică vine x la 3 pe 3 minus x de la 1 la 4. Deci 4 la 3 este 64 pe 3 minus 4 minus 1 pe 3 plus 1 da? bun 64 pe 3 vine de fapt nu, 4 la 3 -a. ok da. 64 pe 3 minus 4 minus 1 pe 3 plus 1 vine 63 pe 3 că se scade acel 1 pe 3 deci vine 63 pe 3 minus 3 adică vine 21 minus 3 egal 18. Bun. Primul punct s-a rezolvat. Aul. Punctul B. Arătați că integrală de la 1 la 2 din e la x supra f de x minus x pătrat de x este ln din e plus 1. Adică integrală de la 1 la 2 din e la x supra f de x care este e la x plus x pătrat plus, uh, minus 1, pardon, minus x pătrat de x. x pătrat cu x pătrat se simplifică și rămân cu integrale de la 1 la 2 din e la x pe e la x minus 1 de x. Bun, ce pot să fac aici? Cel mai simplu lucru, notez cu t e la x minus 1, clar, schimbare de variabilă, dt este e la x de x și Schimbarea de variabile pe integrale definite când x este uh, 1, t este e la 1 e minus 1, când x este 2, t este e pătrat minus 1. Deci rezultă că integrala noastră i devine integrală de la e minus 1 la e pătrat minus 1 din dt supra uh, t. Da, pentru că vine, am luat de la x minus 1 ca fiind t și atunci vine ln din t de la e minus 1 la e pătrat minus 1 adică vine ln din e pătrat minus 1 pe e minus 1 și L -N din acest e pătrat minus 1 normal se scrie ln din e minus 1 pe lângă e plus 1 supra e minus 1 se simplifică e minus 1 și rămâne ln din e plus 1. Da, deci ce am făcut aici? Pur și simplu am făcut schimbare de variabilă, pentru că era clar că e la x minus se poate lua ca o variabilă și sus aveam deja um, dt adică e la x de x și uh, în uh, integrală am pur și simplu am luat um, pur și simplu am luat acolo Uh, e pătrat minus 1 supra e minus 1 ca fiind e minus 1 pe lângă e plus 1. Da, am descompus cu formula a pătrat minus b pătrat. Ok, haideți să vedem și cu acest uh, c ce, ce se întâmplă. Spune, demonstrați că integrală de la 0 la 1 din x pe f de x plus 1 de x este mai mic sau egal decât 1 minus 2e. Dacă stăm să o scriem, 2 pe e. Dacă o, o rescriem normal, vine integrală de la 0 la 1 din x supra x uh, plus e, e la x plus x pătrat, e la x, plus x, pătrat de x. Ok. Uh, nu prea am ce să fac să mă ajute aici, adică, uh, na, nu, prea, nu prea am cum să calculez integrala asta. Pentru că nu am cum, fac schimbare de variabilă cu x pătrat, da, dar după aia rămân cu el la x acela jos. Deci cumva nu am cum să, să, o rezolv neapărat. Și atunci aș putea, să, aș putea să încerc să fac o aproximare. Știți că se mai practică la, la subiectele de bacalaureat aceste aproximări. Prima aproximare care îmi vine mie în minte aici este următoarea. Faptul că uh, x este în 0,1. Dacă x este în 0,1 acest e la x plus x pătrat este mai mare sau egal decât x pătrat. Uh, nu, decât la x, pardon. Vreau să, scap, vreau să scap de acel x pătrat, e ideea. Uh, sigur că e mai mare sau egal decât la x pentru că x-ul e în 0,1. Da? Bun. x-ul e în 0,1. e la x plus x pătrat e mai mare sau egal decât x. Deci înseamnă că integrala mea Integrală de la 0 la 1 din x pe e la x plus x pătrat de x e mai mare sau egal decât integrală de la 0 la 1 din x supra e la x de x, care această integrală, integrală de la 0 la 1 din x ori e la minus x de x se poate rezolva prin părți, foarte simplu, deci asta, asta se poate rezolva prin părți, da? Integrală de la 0 la 1 din x ori și e la minus x integrat ar fi minus e la minus x, deci ar veni aici minus e la minus x totul derivat. Da și vine x ori minus e la minus x de la 0 la 1, minus integrală de la 0 la 1 din minus e la minus x de x, ce -și e de x. Bun, odată evaluată de la 0 la 1, chestia asta vine minus e la minus 1, deci vine minus 1 pe e, minus 0 nu se mai scrie, minus, mă rog, plus integrală de la 0 la 1 din e la minus x de x, care normal este minus e la minus x, doar că s-apuc să și scriu, minus e la minus x de la 0 la 1, care e minus 1 pe e Minus E la minus 1 plus E la 0. Ok. E minus 1 pe E, minus E la minus 1 e tot minus 1 pe E, plus 1, adică e 1 minus 2 pe E. O oh, ce bine! Oh, ok. Um, da, ok. Deci, ideea e că e fix, evident, este fix ce am obținut noi, doar că Na, ideea e că eu am avut noroc de data aceasta. Deci, de obicei eu mă uit în prealabil pe subiecte și încerc să le rezolv uh, un pic înainte, cel puțin ultimele părți ca să nu vă predau informații greșite, doar că uh, se pare că de data asta am avut noroc pentru că am nimerit chiar uh, am nimerit chiar ce uh, ce aveam nevoie. Deci uh, am am nimerit chiar chiar ce aveam nevoie. Da? Bine că aici văd că am făcut o greșeală, deci la x plus x pătrat este mai mare sau egal decât e la x, dar integrala este mai mică pentru că ăsta de aici este un numitor, nu un numărător. Da? Deci e la numitor și se inversează semnul când punem la puterea minus 1. Ok, de data asta am avut noroc pentru că am nimerit chiar, chiar egalitatea de care aveam nevoie, dar de obicei să știți că la ultimul punct, la ultimul subpunct de la subiectul 3, când aveți ceva de genul integrală mai mică sau egal decât ceva sau mai mare sau egal decât ceva, de obicei trebuie să vă simplificați expresia cât de mult ca să ajungeți la o integrală ușor de rezolvat. Deci aici o integrală ușor de rezolvat din chestia asta era pur și simplu x la minus x pentru că nu aveam altceva ce să-i facem. De obicei încercați să vă, să aproximați chestiile ori prin lipsă, ori prin adaos ca să ajungeți la niște integrale mai simple. Dacă aș fi lăsat x pe x pătrat, n-aș fi ajuns nicăieri, pentru că n-aveam de unde să mai iau acel e din inegalitate. Da? Ok, cam asta am avut eu de prezentat legat de modelul de BAC pus pentru 2025 la matematică M1. Sper că v-a plăcut, sper că ați înțeles explicațiile mele. Dacă nu ați înțeles ceva sau dacă simțiți că nu a fost ceva clar, vă rog să scrieți la secțiunea de comentarii, vă aștept acolo, cu... o să vă răspund tuturor celor care aveți întrebări, dar în mare sper că a fost în regulă pentru toți. Mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit, eu am fost rareși de la 10 la examene, nu uitați că dacă aveți orice fel de întrebări, vă așteptăm ori pe comentarea noastră de Discord din descriere, ori eu pe site-ul de la examene cu întrebări. Mult succes în continuare și sporăm espero en preguntar a vuestra. Pa, pa.